Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă bucur să fiu în fața voastră. Vă mulțumesc că m-ați primit. Eu sunt Alex Mocanu, mă bucur să fiu aici. Eu sunt bucureștean, sunt crescut într-un cartier mai mărginaș al Bucureștiului. Fiul meu l-am crescut foarte bucureștean. Fiul meu e atât de bucureștean că prima oară când l-am pus pe scaunul de șofer de la noi de mașină, primul buton pe care a apăsat au fost avariile. S-a și uitat că eram aici, lângă el, s-a uitat la mine ca și cum tati, 5 minute stau aici, am ușor cu un pic și am plecat. Nu... Am crescut într-un cartier mărginaș mai săraci, cum eram cu toții pe acolo. Nu știu dacă nu eram mai săraci. Bine, eu când eram mic, nouă ne-au spart apartamentul și n-au luat nimic. Nu știu, ori eram săraci, ori erau hoți la antrenament sau ceva, nu știu ce. Și îmi place acum, de când cu stand-up merge puțin mai bine și îmi place să mă mai întorc pe la băieții mei de la bloc. Îmi place să cred că n-am uitat de unde am plecat. Bine, nici n-am plecat foarte departe. Efectiv, de la mine din balcon văd băieții cum stau acolo. Dar îmi place să mai vorbesc cu băieții de la bloc, să mă duc pe la ei. Bă, știi ce frumos să vorbești cu săraci despre bani, mă? Cine știe mai bine, mă, decât săraci despre bani, să spun? Despre cripto. Acum, ultima chestie despre cripto. Asta este mare șmecherie. Îmi place când mă duc la bloc și îmi povestește câte unul. Da, mă, Mocanule, știu, mă, păi dacă aveam 1000 de euro să bag cu 5 ani în Bitcoin, când am vrut să bag, bă, făceam 100.000 în primul an și de mult la cap și pe aia îmi dădeam seama că Bitcoinul scade și crește de Ethereum și scoteam din ăla, băgam în ăsta și făceam 1 milion în primii 2 ani sau 3 ani, scoteam milionul, făceam și niște investiții astea imobiliare, că îți deștept, eu urmăresc piețele, știu toate Mocanule, au țigare. Hai, dracu, săraci. Bun, fă chestia asta, mă, știți, fă ăștia, dacă băgam eu 1000 de euro în Bitcoin, eram milionar. Bă, dacă băgai 1000 de euro în Bitcoin, scoteai când se făcea 1100 de euro. Nu mai exagerați, mă, stați liniștiți, mă. E atât de disperată lumea să arate cine ești, să arate fiecare ce știm, ce facem, cine suntem noi, cât de marfă suntem, că uităm treacul să mai trăim, mă. E toată lumea supărată pe orice, toată lumea e încrâncenată, efectiv. Suntem și acum după pandemie și după toată situația asta, parcă toată lumea e nervoasă. Suntem la 99% nervi, toată lumea. Mergi pe stradă, te uiți la oameni, ești, hai, enervează-mă. Enervează-mă. Hai, mă, unul să mă enerveze. Hai, că am aici draci ăștia, nu știu ce să fac cu ei. Parcă ajunge la 100% nervi din orice. Ești în trafic, să bagă unul ușor în fața ta, tu ești în mașină, sper să mori. Să mori cu tot neamul, măti, să... Nu mă faci tu pe mine să ridic super puțin piciorul de pe accelerație, nu? Românii sunt acum au impresia că totul e o conspirație, că toată lumea ne urmărește, guvernul, totul. Sunteți în public oameni care vă acoperiți camera la laptop? Oh, bă, cât de interesantă credeți că e viața voastră, mă, să-mi fac ficioare. Bă, foarte. A ta, da. Sunt câțiva oameni. Eu întrebam în public, că noi ăștia, hai, la voi e ok, ăștia de aici... Vă și masturbați probabil mult în fața laptopului. Compulsiv. La voi, da, mă, dar la noi dar 99%. Dar ce se mai face la laptop? Noi 99% îți dai seama că dacă ne urmărește guvernul ce facem pe camera de la laptop, dorm cu capul pe masă, efectiv, de câte plictiseale. Câte sezoane să vezi, bă, unul după altul. De-aia nu face nimic guvernul la noi în țară. Dorm, efectiv, uitându-se la noi ce vieți de... Toată lumea crede că ne urmărește tot, Google-ul știe tot ce facem, e supărată lumea, că bă, dacă zic un cuvânt, mi-apar reclame pe Facebook, pe peste tot. Bă, nu știți să folosiți asta, mă. Eu dacă vreau să-mi iau un televizor acum, eu nu mai stau să intru pe magazine, să caut review-uri, comparații, eu scot telefonul, mă fac că vorbesc cu cineva, zic, da, mă, mi-aș lua și eu un televizor la 108 cm, la măcar 30% reducere. Intru pe Facebook și dau click pe reclamă. Nu știți să folosiți asta. De-aia trebuie să faci. Trebuie să ne mai bucurăm, mă, și de viață. Vă jur, trebuie să ne mai bucurăm că suntem supărați și avem ce să facem, avem de ce să ne bucurăm. Uite, vă dau un exemplu. Vă duceți la bunici la țară. Băi, atât de marfă să vorbești cu bătrânii de la țară. Bă, o relaxare și o pozitivitate, bă. Adevărat. Deci, nu știu, vorbesc cu bunica mea, ea vorbește doar despre moarte. Asta e tot ce vorbește bunica mea. Bă, dacă o pozitivitate, n-ai văzut, mă, zici că e, hai, mă, cu moartea aia odată, hai că m-am săturat, dă-o. Am cules via aia de 82 de ori, gata, dă-o, hai odată. Am fost la bunica mea de Paște, m-a întrebat dacă o ajut cu groapa, femeie, ești până la cap. Efectiv, să săpăm groapa, lasă-mă. E atât de pregătită bunica mea de moarte, ne-a arătat, are un dulap plin cu haine pentru mormântare. Bă, mai multe rânduri de haine, asta n-am înțeles. Poate să schimbă. Da, pe asta... Asta mă întrebam și noi să întrebăm. Adică am întrebat-o și eu, ce crezi, bă, că venim să te schimbăm din când în când după ce te duci? Lasă unul, ia una și ala-i. Trebuie, bă, să ne bucurăm. Să mai râdem,
Eu am râs pe stadion. Voi vă uitați la stand-up, sunteți mișto deja. Dar eu am râs, dacă am pus să râs pe stadion, pot să râs peste tot. Înainte de pandemie mergeam pe stadion. Pe stadion sunt niște băieți care joacă fotbal și noi ne strângem câteva mii de oameni să le spunem ce să facă. Ești foarte proști. Ei stau pe teren așa și mergem noi acolo. Alergă, măti, asta, alergă, da. Că e un fel de FIFA cu multe controlere. Toți încercăm să tragem de-ai noștri, știi? Și la un moment dat pe Național Arena, eram 30.000 de oameni, nu exagerez, 30.000 de oameni pe stadion și un tip din spatele meu a țipat la ei noștri tot meciul. Bă, dar de la început la sfârșit, zici că era antrenor terțiar, nu știu ce. Bă, el era acolo, hai mă, aleargă, mă, ia uite acolo. Hai mă, dacă pierzi mingea, vine la apărare, mă, dă-mă pasă, mă, ia uite-l mă, cum, dă bă, pasă, bă. Bă, dar a țipat la ei noștri în continuu și ai noștri au pierdut. Și când s-a terminat meciul, ăsta a zis, păi dacă nu mă ascultă. Eram 30.000 de oameni, crezi că se oprea oia. Ce zice, mă, Nea Mircea? Nu-l aud, că a avut bani doar 10 lei de inelul 3. N-ai cum să nu râzi, mă, eu mor pe peste tot. În rest, de conflict ne-am săturat cu toții. De toate conflictele astea, între generații, între conflictul între femei și bărbați, care e din totdeauna și o să fie întotdeauna, deși e clar că l-au câștigat femeile, că, bă, bărbații, vă jur, au încercat în mare parte a istoriei să țină femeile sub ei. Bă, atât de mult au luptat femeile, feministele, pentru egalitate, că ne-au depășit, efectiv. S-au dus mult peste noi. Acum este, bă, faptul că eu m-aș face masculinist. Vă jur, nici nu v-a trecut prin cap ideea asta de masculinist. Ați auzit cuvântul ăsta, e aiurea. Și nici nu avem cum să facem să fim masculiniști. Sunteți by default. Că, bă, asta e mișto la femeile, se pot uni în feminist. Nu știu dacă e corect sau nu să fii feministă. Bă, dar faptul că s-au unit într-un grup și cer drepturi, deja au câștigat. Eu nu pot să strâng 10 băieți decât dacă am bere și FIFA. Dacă eu sunt pe vreun tovarăș, bă, hai să luptăm pentru drepturile bărbați. Du-te, mă, mocanule, dracu, cu drepturile, mă, timă. Stai, mă, liniștit, mă, na. Suntem vai de capul nostru, noi n-avem niciun standard. Și ne-au depășit femeile, sunt minunate, oricum sunt minunate femeile. Vă apreciem, ne lăsați să faceți sex cu voi. Bă, sunteți foarte mișto. Atât de mult v-ați dus peste că efectiv ați început să băgați niște chestii cum că suntem noi terminați. Așa, ușor, ușor. Îți dau un exemplu. E clar că împreună și bărbați și femei lucrăm la a face copii, a popula planeta. Bă, dar au început femeile în ultima vreme să ne scoată pe noi din ecuație ușor, ușor. Ca și cum, ce facem noi, nu contează. Nu-i nimic. Adică, bă, eu am ținut copilul ăsta în burtă 9 luni de zile. Acum l-am născut, îl hrănesc cu sevă din corpul meu. Tu ce ai făcut, mă, terminatule? Ți-ai dat drumul? Ca și cum e nimic, știi? Tu ai ejaculat. N-a însemnat nimic chestia aia. Și vreau să vă contrazic un pic de biologie. Un bărbat ejaculează între 3 și 5 mililitri. Fiecare mililitru de spermă conține în jur de 100 de milioane de spermatozoizi. Asta înseamnă că eu ejaculez 400-500 de milioane de copii și tu te lauzi că ai făcut unul din ăștia. Mai e câte una care, eu am făcut gemeni. Femeia, am 1 milion de copii acum, sunt pe scenă la Iumor. Oameni dragi, am fost Alex Mocan, a fost o plăcere, vă mulțumesc că m-ați primit. Mulțumesc! Un tip extrem de pozitiv, extrem de luminos și cu un umor foarte, foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Și în același timp de bun simț.